actriță și scriitoare română, Olga Delia Mateescu, a venit pe lume din Bistrița Năsăudului la 6 noiembrie 1949, încercând să dovedească că este utilă în egală măsură scrisului, scenei și ecranului românesc. Romancier, a se vedea manuscrisul, autor de proză scurtă, cu Șampanie în lanul de grâu, de exemplu, și dramaturg, autor a câtorva bune texte dramatice, Olga Delia Mateescu nu a ezitat să regizeze o serie de spectacole, chiar în condițiile grele, austere ale vieții culturale de azi, momente în care sponsorizarea înseamnă poate montarea unui spectacol. Eu am scris destul de multe texte, nici nu mai știu câte, peste 20 în orice caz. Drumul de la carte la scenă e cel mai anevoios. Am avut parte pe perioada asta de criză și de două firme care ne-au sponsorizat. Și iată că au fost foarte mulți oameni alături de noi. Trecută printr-o facultate de filologie, absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică și cu un doctorat în istoria teatrului, Olga Mateescu nu i-a fost deloc greu să abordeze roluri în producția românească de film, nici chiar în cazul debutului pe marele ecran cu rolul din Tată de Duminică. Ghici, cine-i? Bau Bau. Napoleon Bonaparte, 1769-1825. Nu. Mama Mare, 1901-1973. Oh, Doamne, Dumnezeu, miros a ceapă. Aș fi jurat că e parfumul casei Dior Vol de Nuit. Olga Delia Mateescu este membra Uniunii Scriitorilor din România, premiată de acest for pentru dramaturgie, deținătoarea premiului Ice Brătianu la Concursul Național de Literatură Nihil Sinedeo Brașov, dar și a premiului Uniter pentru cea mai bună piesă a anului 1997, Capricii.